Începerea lucrărilor de restaurare a casei Joachim, în care funcționează biblioteca George Radu Melidon, s-a făcut, așa cum se știe, sub semnul unui imens scandal legat de refuzul alianței USL din Consiliul Local, păstorit pe atunci de deputatul PNL Dorin Ursărescu, de a fi de acord cu alocarea de fonduri pentru reabilitarea imobilului monument arhitectonic. Ea a fost posibilă până la urmă ca urmare a unei campanii de 3 luni de zile a societății civile, intitulată SOS Biblioteca. Odată finalizate lucrările la această clădire, izbucnește un alt scandal. Este vorba de presiuni din partea Asociației Culturale George Radu Melidon de a obține un spațiu în acest imobil. Pentru atingerea acestui scop s-a recurs la fel de fel de subterfugii. Unul dintre acestea este promovarea în spațiul public al meritelor acestei asociații. La Ziua Romanului, spre mirarea multora, apreciata muzeografă Minodora Ursache a intrat în acest șoc al manipulării, prezentând o comunicare intitulată Un om dăruit culturii, respectiv despre Emilia Țuțuianu Dospinescu, președintele acestei asociații culturale, cu pretenții de a funcționa într-un spațiu public cum este biblioteca. În a doua comunicare am dorit să fac profilul unui om dăruit cărții, profesiei sale, dar și un mare dăruitor de lumină sufletelor noastre, doamna Emilia Țuțuianu Dospinescu. Prin competență și experiență, știe să valorifice cartea, rolul ei în formarea personalității umane, să creeze acea atmosferă necesară atragerii unui număr cât mai mare de cititori. Calitatea și ținuta intelectuală i-au permis însă să-și intensifice eforturile sale culturale, ajutând contribuind nu numai la creșterea prestigiului bibliotecii, ci și la îmbogățirea cărții de identitate a romanului, dând un impuls vieții culturale. Muzeograful Minodora Ursache a evidențiat meritele Emiliei Țuțuianu în impulsionarea vieții culturale a municipiului. Emilia Țuțuianu a avut o inițiativă lăudabilă, îndrăzneață, a înființării societății culturale George Radu Melidon și a apariției cărții Melidonium. Revista Melidonium, care a avut un succes mare chiar de la primul număr, datorită transmiterii tezaurului de valori lăsat de înaintași romașcani, personalități de referință națională și internațională, de personalități ale vieții culturale românești, creații artistice literare. Intenția de manipulare a fost imediat sesizată de impetuosul anticar Dan Dimitriu, care a reacționat pe loc atrăgând atenția asupra unui demers inadecvat în contextul tematicii unei comunicări legate de 624 de ani de la atestarea documentară a romanului. Acesta a dezvăluit faptul că în realitate este vorba de hiperbolizarea unei activități absolut obișnuite a unei asociații culturale care are și o editură cu activitate de tip comercial și care nu are ce căuta într-un spațiu public cum este clădirea unei biblioteci. Acolo vrea, în bibliotecă. Nu, drag. De ce nu cere în altă parte? Am mai auzit că vrea și în biblioteca casei Hogaș. Păi sta tata acolo. E altă istorie, e altă treabă. Acolo este sufletul doamnei. Doamna Jora a înșudat tinerețea și viața pentru obținerea și crearea acelui muzeu și conservarea atâtor probe și atâtor exemple de istorie a liceului roman Vodă. Acesta a atras atenția edililor că nu pot face niciun compromis pe această temă de a accepta funcționarea unia dintre cele 103 ONG-uri care funcționează în roman într-o clădire publică pe bani publici. Nu are ce căuta acest ONG în casa Vasile Ioachim, pentru care noi romașcane ne-am bătut să devină simbolul orașului roman. Punct.
Este vorba de acest monument istoric al neamului românesc, al romașcanilor, este Casa Vasile Ioachim, pe care, încă o dată, ne-am zbătut, am luptat pentru ea să o vedem și să se restaureze și să fie ce este, să rămână în continuare simbolul Târgului Roman. Asta am dorit. Iar când cineva își arogă niște drepturi pe care nu le are, atunci sigur că sunt obligat ca romașcan să sară. Și asta am făcut. Se pare însă că nici conducerea primăriei nu este dispusă să cedeze acestor presiuni și că nu va accepta cedarea unui spațiu în această clădire pentru desfășurarea unor activități având caracter comercial pe motiv evident de conflict de interese. Greșeala a survenit în urmă cu ani buni când regretatul director al Bibliotecii George Radu Melidon, Dana Vega, a acceptat fără știrea conducerii primăriei de a da acordul înființării acestei asociații în spațiul instituției. Amănunte despre acest scandal din emisiunea Interviu cu Flora Ordean de joi 7 aprilie la Roma 24.